Bun găsit, doamnelor și domnilor! Directorul cimitirului Sfântul Lazar din capitală, Pavel Eni, adjunctul său, contabilul și alți trei angajați au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru 72 de ore. Cei șase sunt bănuiți că percepeau ilegal sute de mii de lei pentru a vinde sau a rezerva locuri de veci. Reținerile au fost făcute în cadrul a peste 130 de cauze penale și în urma a 22 de percheziții făcute la sediile, mașinile și casele suspecților, de unde au fost ridicați peste 700 de mii de lei. Potrivit unui comunicat de presă al CNA, bănuiții percepeau pe lângă taxa de stat de 1.051 de lei și plăți suplimentare, care variau între 5.000 și 7.000 de lei pentru o înhumare. Totodată, persoanele care voiau să rezerveze locuri de veci pentru familie sau pentru rudele lor, trebuiau să plătească dublu față de taxa de stat de 4.612 lei. Centrul Național Anticorupție a publicat și imagini video în care suspecții sunt surprinși în timp ce percep bani. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi creat o schemă ilegală prin care pretindeau bani de la rudele răposaților pentru a-i înhuma. În doar 3 luni, ei ar fi obținut peste 620.000 de lei prin corupere, trafic de influență și escrocherie. Imaginile în care angajații de la Sfântul Lazar par să primească mită au fost surprinse chiar în birourile administrației cimitirului. Da. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la 10 ani de închisoare. 6 persoane ulterior au fost escortate la CNA pentru audieri și urmează a fi plasate în izolator pentru 72 de ore. Pe numele lor au fost pornite cauze penale pentru escrocherie, trafic de influență, corupere activă și pasivă, iar dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare și amenzi penale. Lodmila Boțan, șefa combinatului servicii funerare, ne-a spus că abia a revenit din concediu și așteaptă finalizarea anchetei pentru a oferi un comentariu. Ulterior însă aceasta nu ne-a mai răspuns la telefon. La rândul său, primarul general al capitalei, Ioan Ceban, a venit cu o reacție pe Facebook, unde a menționat că fiecare trebuie să răspundă în fața legii pentru acțiunile sale. Totodată, edilul a amintit despre semnarea unui acord de colaborare între primărie și CNA. Combinatul serviciilor funerare administrează 11 cimitire municipale și are 150 de salariați. Anual în Chișinău sunt înhumate peste 5.000 de persoane.